CSU Suceava are 7 reprezentanți la lotul național de juniori al României pentru stagiul de pregătire centralizată, care se desfășoară în perioada 30 aprilie-5 mai la Plopeni, în Prahova. Este vorba despre selecționerul Vasile Boca, portarul Răzvan Râpă, extrema stânga Teodori Lucă, interul stânga Codrin Dascălu, centrul Andrei Rață, pivotul Emanuel Șerban și extrema dreapta Eduard Rusu. Cantonamentul va fi succedat de jocurile mediteraneene programate în perioada 5-12 mai la Ankara, în Turcia. Această acțiune face parte din programul de pregătire pentru campionatul european U18, care va avea loc în luna august la Podgorița, în Muntenegru. Tricolorii vor juca în grupa E împreună cu Spania, Portugalia și Austria. Alți doi jucători de la CSU Suceava sunt prezenți la echipa națională de cadeți a României, care efectuează un stagiu de pregătire centralizată la Sighișoara. Este vorba despre portarul Adrian Mircea și centrul Ianis Chiruț.